Să tragem și niște concluzii, adică să trag eu niște concluzii și să vă zic părerea mea despre setul ăsta. Lucrează bine, e ok, cu consumul să zicem că e bine, stă bine, nici nu consumă mai mult, vai, față de nu știu ce setul ăla. Acum să vorbim despre preț. Prețul unui set de 45 de mm, calitatea întâi, este de cam 40 de centimetri, 40 de lei în medie. Deci pe banii ăștia iei 3 seturi plus două seturi de garnituri și simeringuri pentru drujba chinezească. Ideea este că, haide să spunem că ține mult timp acest set, așa pare după cum e calitatea lui, și merită din punctul ăsta de vedere, pentru că sunt sigur că o să țină mai mult. Ideea e următoarea, că nu merită să-l puneți de oarece, pentru că oricum la drujbele astea chinezesc, știi, din cauza construcției lor, cu siguranță înainte să se strice setul ăsta de calitate o să o desfaceți din alte motive, deci tot o să ajungeți să o desfaceți. Că nu o desfaceți din cauza setului, dar se vor strica simeringuri, se vor strica rulmenții de la ambielaj, se vor strica rulmenții coace de la bielă și tot așa. Deci, dintr-un motiv sau altul, tot o să ajungeți să o desfaceți. Că ideea setului acestuia ar fi trebuit să fie ca să nu mai desfaci drujba toată ziua, bună ziua. Dar la dată fiind construcția și calitatea pieselor, până nu s-or scoate bine rulmenții, poți să-i pui SKF, să zicem, la bielă și scapi de probleme la ambielaj. Dar ăia cu AC iarăși se pot strica și tot așa. Deci, la un moment dat, înainte să se strice setul ăsta, se va strica altceva la ea și va trebui să umblați în motor. De asta aș spune că nu merită cumpărat. Pentru că la fel de bine se poate lucra cu unul de calitate întâi la 40 de lei și cel mai probabil atunci când îl desfaci, să schimbi setul, schimbi și biela și
rulmenții, să spunem la ea, și nu dai 150 de lei. Cu 150 de lei, dar nu te ajunge, o repar pe toată. Doar din punctul ăsta de vedere al costurilor, acest set nu merită, pentru că, așa cum v-am spus, se ajunge să o desfaci din alte motive și ideea acestui set ar fi fost să nu o mai desfaci, să nu se mai strice atât de des ca set, dar tot se va strica din cauza calității celorlalte subansamble. Din punctul ăsta de vedere, nu merită. Și iarăși nu merită din cauza lipsei acelui adaptor. Momentan eu nu l-am găsit pe piață. O fi, deci eu nu contrazic pe nimeni, dar nu l-am găsit eu pe piață. Acel adaptor nu l-am văzut și ce am făcut eu merge, funcționează perfect, dar nu e adaptabil. Adică cineva, dacă nu are ce-i trebuie, nu îl poate face. Deci concluzia mea este nu. Mai bine cumpărați set calitatea întâi și continuați treaba. De asta nu merită, adică e mai mare daraua ca ocaua, că tot ajungi să o desfaci la un anumit moment dat, din alte cauze, nu neapărat ale setului. Cel puțin așa sper eu, că nu ale setului. Bun, acestea fiind spuse, eu v-am salutat și ne auzim la